Deși la prima vedere s-ar putea crede că accidentul s-a produs la Caracal, este vorba de fapt despre localitatea bielințeană Gârla Mare. Șoferul Daciei, viceprimarul, ce se afla în mașină, dar și un martor, susțin că primarul era în stare avansată de ebrietate. Eu veneam din direcția Pristol, pe drumul național, cu domnul Rădoi. Domnul Rădoi era la volan. Am intenționat să virăm la stânga și un autoturism ne-a ieșit în față, lovindu-ne în lateral, neacordându-ne prioritate. În momentul acela impactului, s-a dat mașina respectivă înapoi și a trecut pe lângă noi și am luat-o după mașina să vedem cine este cu mașina și cine era. S-a oprit la domnul primar la poartă, era domnul primar cu soția dânsului. Au intrat în curte și au lăsat autoturismul. Cine conducea? Domnul primar, s-a dat de la volan jos. Parcă să întărească declarațiile celor doi, primarul s-a pus și cu pietre pe vice și pe mașina în care acesta se afla. Pietre din curte în geam, ia uitați, se vede loviturile. Să văd loviturile, uitați, în geam cu petroaia dat în S-a pus cu petroaia pe dumneavoastră? Da. Boicoane așa de mari. Să trăiți. Ia spuneți-ne, era șoferul, ce s-a întâmplat? Da, eu am fost la volan, veneam dinspre Pristol cu vicele primar. Și cu vreo 75 de metri 80 înainte m-am înscris să fac la stânga înspre casă cu el, să duc ceva acasă, că am un grup în mașină. Și el a ieșit brusc înspre șosea, eu făcând virajul stânga, el a ieșit brusc, eu am încercat să-l evit, n-am putut să-l mai evit. Nu am știut că este el în prima fază, a dat puțin înapoi când a dat în mine de m-a lovit. După aia a luat viraj dreapta pe lângă fântână, a trecut drumul 56C, naționalul, a trecut în partea ailaltă cu luminile stinse. Atunci am întors și noi în mașina să vedem cine este și când ne-am luat după el, era cu nevasta, s-a dat să jos din mașină și erau la poartă, încercau să deschidă poarta. Atunci îi sărăm, bă, ce făcuși, bă, tâmpitule, nu se mai ținea în picioare, era clătinat, se clătina. Cine era? Primarul. Ce faci, mă? Da, dom'le, e în coma alcoolică, mergeți să-l vedeți la fața locului. Ce mașină are? E Loganul primăriei, SKV-ul. Deci cu Loganul primăriei? Da, cu mașina instituției. Stă și dormea, e prima dată când face chestii din astea. Acum, cum să vă spun, ceva așa, din întâmplare că dădurăm, dar știe toată lumea că el stă numai sub influența băuturilor alcoolice și circulă cu mașina. Și cum a reacționat când i-ați spus ce? Am zis acasă, bă, ce făcuși, mă, de ce ieșiți peste mine și mă loviți? Nimic, dom'le, nu discută nimic, intră în curte și după aia a început să pună cu băicoane cel puțin un kilogram, mergeți la partea. Cu petroaie? Da. Primarul acuzat de colegul său că a condus băut era la volanul mașinii primăriei, aceasta fiind parcată în fața casei primarului și este lovită în aripa din partea stângă. Poliția a încercat în repetate rânduri să-l convingă pe edil să se supună anchetei, dar gospodarul șef din Gârla Mare a refuzat. Viceprimarul comunei Gârla Mare a sesizat prin apelul de urgență 112 că pe drumul național 56C, la o intersecție cu o uliță a localității, aflându-se într-un automobil mixt, autovehiculul în care se afla a intrat în coliziune cu un autoturism aparținând primăriei și ar fi fost condus de către primarul comunei respective. Urma accidentului de circulație a rezultat avarirea ușoară a celor două autovehicule. De la fața locului, primarul a plecat la domiciliul său, afirmând că va sesiza și va participa pentru cercetarea evenimentului în cursul zilei de 30, în cursul dimineții respective. Și în această dimineață, poliția a încercat să discute cu primarul, dar acesta este în continuare de negăsit. Pe numele edilului s-a deschis dosar de cercetare penală, iar dacă va fi găsit vinovat, cazul va fi înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta, Turnul Severin.